Însă Lase dorește ca planul de școlarizare 2015-2017 să fie în corelare cu cererea existentă pe piața forței de muncă de la nivel județean. Unul dintre demersuri este acela de a înființa mai multe clase tehnice, întrucât există o cerere foarte mare pe piață pentru electricieni, mecanici și alte profile tehnice. Astăzi a avut loc ședința lunară a Comisiei Județene de Dialog Social pentru patronate și sindicate, care a avut ca tematică corelarea planurilor de școlarizare 2015-2017 cu cererea existentă pe piața forței de muncă. Potrivit Mioarei Gudia, inspector școlar general adjunct, există o creștere a numărului de elevi care optează pentru învățământul profesional în clasa 9, fiind 459 de elevi în comparație cu clasa 10, -a, unde sunt înscriși doar 159. Referitor la această această tendință, reprezentantul companiei Tenaris, prezent la această întâlnire, a menționat faptul că în urma înființării clase de sudură de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Zalău, s-a creat situația în care s-au înscris 50 de candidați pentru 28 de locuri. În plus, această multinațională a demarat și o campanie pentru atragerea elevilor către domeniul tehnic. Potrivi prefectului județului se vor face demersuri pentru ca în următorul an școlar să fie mai multe clase tehnice, întrucât există o cerere foarte mare pe piață pentru electricieni, mecanici și alte profile tehnice.